Așa, Costel, aparat tot, dar vine aici. Da, da. Aici, aici jos, în dreapta trebuie luat. Cam asta. Pune, da? Noi nu facem de acolo, de aici nu putem. Vedem un leac, ne consultăm cu George Lugiu, ne zice el să facă. Se binecuvintează semnul Sfintei Cruci și gheața aceasta, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dăm un leacă de vin, tu știi să fie și așa. Mă omoară. Hai, gurat, hău! Stai! Mai este ca să fie. Deci,
Hai, care-i bărbat? Încet, nu vă grăbiți, da? Căruț, din partea asta. Din partea asta. Acum unii mâna ta trebuie să o pui pe placă. Ușor. În fiecare an, în ajunul boteze, adică botezul Domnului, cu părintele parohi din Gavrilae împreună și cu câțiva din oraș, din satul parohia Sfința Arhanghelului Gabriel din satul Brusturi, ne organizăm și facem Crucea de Gheață. A fost mai greu, gheață cam subțire, a fost cald, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit și s-a realizat ceea ce am propus. De câți ani e tradiția asta a noastră în sat? Tradiția este din vreo 22 de ani când a venit pe lângă din satul nostru, iulie a venit. Deci dânsul acolo unde a fost a văzut obiceiul ăsta și s-a născut și la noi aici, s-a realizat în continuare și din 22 de ani facem acest lucru. În momentul ăsta, în satul Brusturi, se obișnuiește tradiția de a se face Sfânta Cruce spre Sfântul Botez. Deci toată sufarea omenească din satul Brusturi participă la asemenea chestii. Noi, cu ajutorul Dumnezeu, mergem mai departe. Mulțumim lui Dumnezeu că a reușit și anul acesta să facem semnul Sfintei Cruci aici în centru sat. Anul trecut am făcut-o din flori pentru că nu ne-a permis vremea. Anul acesta Dumnezeu a fost alături de noi. România a primit cei 100 de ani și anul acesta ne bucurăm de această Sfântă Cruce pe care o înălțăm și sperăm ca să avem 150-200 de ani și așa mai
departe cât mai mulți ani fericiți alături de cei dragi, de familiile noastre, de creștini ortodoxi din România și de pretutindeni. Botezându-te tu, Doamne, închinarea treiei mi s-a arătat, că glasul părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel l-a adeverit, întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează crucea aceasta, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivită ruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cei ce am participat anul acesta, pe cei ce vom participa la anul, pentru că an de an trebuie să ducem tradiția mai departe și să înălțăm acest semn al Sfintei Cruci, așa cum Moise a înălțat stâlpul acela, teul în pustie, Hristos s-a răstignit pe cruce și noi aici în satul nostru să ne jertim pentru creștinism și pentru dragostea frățească pe care o avem față de Hristos. Doamne ajută! La mulți ani!